Nu știu ce pretenții poți să ai de la o țară ca România în momentul în care tu vezi afișe de genul peste tot așa înflorite prin București. Nu știu. Deci pe mine m-a dezamăgit și m-a nervat atât de tare chestia asta încât nu știu, nu m-aș întoarce să stau în România, cred că niciodată. Sincer. Salut și bine ai venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. Ăsta este un video în care sigur mă voi enerva și îmi va sări așa că dacă nu vrei să mă vezi în această ipostează, te invit să nu urmărești. Însă, dacă ești și tu de acord că România cade pe zi ce trece din punct de vedere moral, ascultă până la capăt să vezi despre ce vorbesc eu astăzi. Mai oamenilor, în primul și în primul rând, aș vrea să menționez faptul că nu am vrut să deschid subiectul acesta și îl văd de câteva zile în online și mă rog, am văzut și cu ceva timp în urmă, dar nu vorbea nimeni încă despre asta. Acum văd că au început mai multe persoane inclusiv Ruxi, Gagica, căruia i-am făcut și recenzie la carte. Mă rog, știți videoul, probabil este unul dintre cele mai bune de pe canal. Dar, astăzi am văzut la ea pe story cum vorbește despre subiectul acesta și mi-a sărit și mie țandora și am spus că nu se poate să treacă timpul efectiv, să treacă pasa asta și eu să nu vorbesc despre ea pentru că mi se pare că este ceva care afectează atât de mult Chiar dacă lumea spune că, e, na, nu o face mare lucru. Hai să vă spun despre ce este vorba. Dacă sunteți din București, probabil știți, dacă nu, vă zic eu acum. În ultimele luni, cel mai probabil, nu știu exact de când a început, în fine, sunt afișe prin tot Bucureștiul uh, care fac reclamă unui studio de video chat. Și pe lângă faptul că nu mi se pare ok să ai afișe prin București cu reclame la video chat, da? Uh, mesajele din reclame, alea sunt uh, cireașa de pe tort. Și o să vă citesc câteva pentru că mi-am adunat poze efectiv ca să vă zic. Ai 30 de ani și n-ai făcut milionul? Schimbă-ți jobul. Ai văzut palmier doar pe Insta? Schimbă-ți jobul. lui tău îi lipsește o cifră? ghice, schimbă ți jobul. În fine, și mai sunt și alte exemple, o să vă mai las pe aici poze ca să vedeți. Hai să menționez câteva lucruri înainte să intru în video ca să nu-mi sară lumea în cap. În primul și în primul rând, nu judec fetele care aleg să facă lucrul acesta atâta timp cât este decizia lor. În al doilea rând, că o să spuneți, păi și aici e decizia lor. Nu este. În momentul în care tu vezi în fiecare zi mesaje de genul, tu vei crede că faci o decizie a ta, personală, că așa vrei tu, dar tu, de fapt, ai văzut afișele alea în fiecare zi și tu subliminal ai decis că vei face pasul respectiv. Deci nici nu știu cu ce să încep. Efectiv, nu știu și mă bâlbâi și mă enervez. Înainte de toate, mi se pare amuzant că toată lumea spune că România încet, încet își schimbă mentalitatea și suntem mai deschiși la minte și mai inteligenți și vin oamenii cu mentalitățile din străinătate și aduc în România și vai doamne înflorește România. Da, înflorește cu afișe, cu video chat unde să meargă copilele de liceu să facă bani. Că na, toată lumea vrea ultima pereche de papuci sau vrea o vacanță în Dubai. Că și dubai ăsta a ajuns, frate, zici că este o insuliță făcută de Isus. În fine. Pe lângă ideea asta că vai doamne România evoluează, ceea ce mie mi se pare fix invers, mi se pare că involuează pentru că Atât de multe chestii văd. Băi, de la lună la lună se întâmplă ceva în România care mie îmi reamintește de ce nu mă întorc în țara aia. De ce vin doar în vacanță în România și când plec mă bucur că plec. Da, nu mă înțelegeți greșit. Îmi place să vin acasă, îmi place să-mi văd părinții, prietenii, mă rog. Dar, pentru mine România este efectiv un sac plin cu șobolani și orice lucru bun intră acolo e mâncat de șobolani. Mai departe, spuneam că România, vai doamne, evoluează și ne este prezentată din toate punctele de vedere, că vai doamne, încet, încet ne dezvoltăm, că uite, vin mai multe joburi, mai multe companii, și fac sedii și în România, oportunități, la la la. Dar în timp ce lucrurile astea se întâmplă, în timp ce video ul este prezentat ca cea mai bună soluție să faci bani, în momentul în care îți vine cu mesajele de alea care să te facă să te simți ca ultimul sărac și ultimul prost, să zici, da, bă, Vreau și eu la hotel de 5 stele sau da mă, eu nu-mi permit să-mi cumpăr adidași de firmă, mai mei au 4 dungi, nu 3, că era și ăsta unul din mesaje. Um, de ce să nu mă duc? Și știți ce e cel mai enervant? Că fetele, mai ales la vârsta, să spunem, între 15 și 18 ani, prea puține cern binele de rău. O să li se pară normal. O să zică, da mă, cunosc și o fată care merge și face acest job, da? și uite care nu a papuși de firmă și merge numai în vacanțe și uite cum se îmbracă și nu știu ce. Dar întrebați fata aia și cum se simte. Gândiți-vă că banii în primul rând nu aduc fericirea. Da, banii aduc o fericire temporară și cred că am mai vorbit cu voi despre subiectul acesta. Evident că te bucuri când îți cumperi un lucru nou, evident că te bucur când îți cumperi ceva ce n-ai crezut că o să-ți cumperi în viața asta și te face să te simți important. Dar credeți-mă că fericirea aia e atât de temporară și e atât de toxică, pentru că fără să vă dați seama pe voi, banul vă transformă. Am văzut atâtea cazuri, inclusiv printre cunoștințe de ale mele apropiate, care odată cu, să spunem, schimbarea sumei de bani, cu fiecare zero adaug adăugat la salariu, și-au schimbat comportamentul și automat s-au simțit mai uh, superioare sau mai inteligente pentru că au mai mulți bani. Sunt și cazuri unde, da, te dezvolți foarte mult ca să faci salariul respectiv, dar tu oricum trebuie să rămâi om. În fine, hai să nu intrăm în subiectul ăla. Dar ideea este că oricât de mulți bani ai face, tu dacă îți strici aici, dacă psihicul tău s-a stricat, că nu știu alt cuvânt să vă zic acum, asta vine în cap, ăsta zic, degeaba ai tu toți banii din lume. Pentru că tu vei avea niște valori greșite despre bărbați, despre relațiile sexuale cu bărbați, despre relațiile în general cu bărbați, pentru că tu vei fi ce ai fost și la videochat. Un obiect, o bucată de carne făcută ca să satisfacă nevoile unui bărbat. Și te vei gândi, da, bă, lasă, că lasă, facă ce vrea el sau fac eu ce vrea el cât, nu știu, jumătate de oră și după aia îmi cumpără poșetă. Ei, sunt cineva. Mi-e silă, mi-e rău, mi-e scârbă, detest. Deci am o silă enormă în primul rând față de bărbații care au impresia că e ok, față de bărbații care ajung să aleagă minore ca să și satisfacă nevoile. Aia sunt niște oameni bolnavi. Din punctul meu de vedere, aia sunt oameni care ar trebui să nu într-o cușcă. Puteți să nu fiți de acord cu mine, nu mă interesează. Dar oamenii ăia totuși au trecut de o vârstă. Oamenii aia ar trebui să aibă un discernământ. Fetele n-au, copilele nu au. Și eu am o verișoară de 16 ani în București și sunt 100% sigură că și ea ar vrea mai mulți bani. Sunt 100% sigură că și ea e uneori invidioasă pe prietenele ei sau, mă rog, pe fete pe care le vede prin liceu, că sunt îmbrăcate numai în firme și numai în nume de astea super populare și super costisitoare. Dar știu că ea a crescut într-o familie și cu o educație care o face să realizeze că a se duce să-și arate corpul și, mă rog, aș folosi corpul pentru bani, nu este o alegere inteligentă. Dar sunt atâtea fete care vin din familii dezaxate, care vin din familii needucate și care, bineînțeles, ele la rândul lor nu au educație pentru că nu au avut cine să le ofere. Și aici revin un pic și la subiectul cu nu există educație sexuală, emoțională, civică și așa mai departe în școli. Pentru că școala nu e interesată să fii un om inteligent, să descerni binele de rău sau măcar să știi cât de cât unde e balanța aia. Și unde școala nu te ajută, familia nu te ajută, tu vei lua deciziile care ți se par ție corecte, neavând habar ce înseamnă corect. Pe lângă chestia asta, mesajele, da, din aceste afișe, te fac să te simți ca ultimul rahat, scuzați-mi expresia, că zici: "Da, bă, dar și eu vreau în vacanță acolo, dar și eu vreau să am papuci de firmă, dar ce, eu sunt mai proastă, dacă atâtea fac, ce mai contează?" Și mai era unul dintre mesajele alea că lumea oricum te bârfește, te schimbă jobul. Păi stai un pic, cum adică, what? Deci, nu, mie mi-a dat cu virgula efectiv. Și se miră toată lumea de ce ajunge România și de ce ajung fetele să fie tratate cum sunt. De ce sunt atâtea cazuri de viol, de abuzuri, de maltratare și așa mai departe. Pentru că asta ne este indus și asta ne spune nou societatea că este ok. Dacă fetele de 15 ani poate să meargă la videoceață, să-și arate tot corpul la alți bărbați și mai știu ce alte chestii. Ce mai contează că vine unul pe stradă și pune una pe ele? Că oricum sunt obișnuite să fie goale și să le vadă bărbații. Poate e normal. De ce trebuie să existe așa ceva în anul 2021? De ce trebuie să existe așa ceva în București, într-o capitală europeană, în anul 2021? De ce? Nu, nu pot. Băi, fetelor, faceți ce vreți, faceți ce credeți voi mai bine de cuvință. Băi, dar nu vă, cum să vă zic, nu alegeți cea mai ușoară cale pentru a face bani. În primul rând, banii ăia nu o să vă schimbe viața, banii ăia nu o să vă facă fericite. Oricât de mulți bani ați avea, credeți-mă că nu veți fi fericite. Pentru că nu banul te întregește, nu banul te face un om împlinit. Și vă zic din experiență, am avut un an, să spunem, foarte bun în Danemarca. Eram plină de bani, nu vreau să mă lau, nu despre asta e vorba. Dar eram extraordinar de nefericită, eram într-o stare mizeră, efectiv. Chiar dacă îmi permiteam tot ce voiam și am călătorit prin toată Europa. Eu eram nefericită, nu despre asta e vorba. Nu vă puneți fericirea în bani, nu vă folosiți corpul ca să faceți bani. Deci nici nu știu ce să zic, atât de tare m am enervat afișele astea, atât de tare m-a enervat că îți făcute în așa fel încât să te facă să te simți că trebuie să faci lucrul respectiv. Asta e problema. Nu știu ce pretenții poți să ai de la o țară ca România în momentul în care tu vezi afișe de genul peste tot așa înflorite prin București. Nu știu, deci pe mine m-a dezamăgit și m-a enervat atât de tare chestia asta încât, nu știu, nu m-aș întoarce să stau în România, cred că niciodată, sincer. M-am gândit la un moment dat că poate peste câțiva ani de zile România va evolua până în punctul în care o să mă simt în siguranță să-mi cresc copii în România. Dar merge din ce în ce mai rău, nu știu, mi se pare strigător la cer că statul acceptă așa ceva. Practic asta ne dovedește că statul încă vede femeile slash /fetele, fetele fetițele în România ca pe niște obiecte, ca pe niște bucăți de carne, ca pe un lucru ca să faci bani, ca pe un lucru pe care tu îl poți exploata ca să faci bani. Pentru că da, și tu câștigi prin video chat bani, dar tu câștigă oricum mai mult. În fine, sunt curioasă voi ce părere aveți despre acest subiect, dacă voi vi se pare ok, nu știu... Ați văzut afișele astea? Poate le-ați văzut dacă sunteți de prin București? Eu una sunt dezamăgită, scârbită, oripilată, nici nu știu ce cuvinte să folosesc. Mi se pare că din nou România în loc să evolueze odată cu restul Europei, restul lumii, restul globului, restul planetelor, nu știu, restul galaxiei, România e din ce în ce mai nașpa. Dacă s-a ajuns să fie o normalitate, să trimiți mesaje subliminale fetelor, că e ok să faci video chat, mai mult că e ok, că este calea ta de scăpare, că este cea mai ușoară cale de a face bani, sunt atât de multe metode de a face bani inteligent, mai ales în ziua de astăzi, unde internetul, nu știu, este efectiv o oază financiară dacă știi să profiți de el. Și, din păcate, și sunt sigură că sunt o grămadă de fete care apelează la opțiunea videochatului pentru că este mult mai accesibil, este, nu știu, o variantă rapidă de a face bani, habar n-am. Și vreau să închei cu un lucru și o să țin foarte pe scurt povestea asta. În clasa 8 -a am fost și eu abordată de o fată mai mare din liceu care m-a întrebat dacă vreau să vin la un studio de videochat pentru că mai au nevoie de o fată și eu sunt în, mă rog, măsurătorile de care au ei nevoie. Am rămas șocată. Mi s-a părut efectiv că am fost violată psihic când ea m-a întrebat așa ceva. Mi s-a părut că mă înjosește numai fiindcă m-a întrebat. Mă gândeam, dar arăt de parcă aș face așa ceva sau nu știu. Și de ce vă zic asta? Pentru că oricum videocea există, oricum el este peste tot și lumea este conștientă de lucrul acesta. Dar nu-l faceți, frate, un lucru normal. Nu normalizați prostia și în cultura și metodele astea distrugătoare, să spunem, de a face bani. Băi, nu e normal așa ceva, nu știu, cum nu se ia atitudine, cum nu sar părinții și nu se face, nu știu, o petiție sau ceva ca să fie date jos. Bine că ați sărit, frate, de cur în sus când a fost discuția să se bage educația sexuală în școli, dar când fetele voastre văd afișe cu video cea să-și arate toate alea la cameră în fața bărbaților, e ok, ce, e și eu la un job. Și în fine, închei aici, nu mai vreau să continui pentru că sigur voi ține foarte lung acest video în cazul în care continui, așa că aștept părerile voastre în comentarii, aștept să văd ce credeți și voi, poate e doar părerea mea, sper că nu e sincer, doar părerea mea. <sighs> și iar am oftat. În fine, vă mulțumesc pentru vizionare, vă mulțumesc că sunteți încă aici alături de mine, încă o dată aștept părerile voastre în comentarii și încă o dată... Îmi doresc pentru voi să fiți inteligenți, îmi doresc pentru voi să alegeți cu sufletul, nu să alegeți cu gândul la bani sau să alegeți ce vă spune cu Băi, faceți ce vă face pe voi fericit. Chiar dacă e și video chatul, bă, dacă e alegerea ta și pe tine te face fericită chestia aia, du-te mă și fă. Dar nu face pentru că așa ce se spune, așa vezi, așa ți-e băgat pe gât și așa mai departe. Vă mulțumesc încă o pentru vizionare, eu am fost Maria, ne vedem în câteva zile cu un video nou, dar până atunci vă urez. Să fiți inteligenți. Inteligenți, fericiți și să nu puneți botul la orice prostie. V-am pupat!